O nouă metodă de înșelătorie numită spoofing, ce implică transmiterea unor mesaje prin SMS sau e-mail, a apărut în România. Spoofing este metoda de înșelăciune online prin care infractorii cer acces la datele personale. Această metodă implică transmiterea unor mesaje prin e-mail sau SMS aparent trimise de către instituții bancare de încredere cu privire la o plată suspectă făcută de persoana vătămată. Deja există zeci de români păcăliți prin această metodă, iar polițiștii și specialiștii în cibernetică recomandă prudență maximă. Apelantul pretinde că există o plată suspectă și solicită informații personale, datele de pe card, precum și codul de securitate pentru a anula acea tranzacție. Este important să rețineți că instituțiile bancare nu vă vor solicita niciodată informații personale sau coduri de securitate prin telefon sau mesaje SMS. De asemenea, trebuie să verificați întotdeauna autenticitatea apelurilor sau mesajelor primite, în special atunci când sunt implicate sume mari de bani sau date sensibile. Fiți prudenți și nu divulgați niciodată informații personale sau coduri de securitate către persoane necunoscute sau nesolicitate. Dacă aveți orice îndoială cu privire la apelurile sau mesajele primite, contactați direct instituția bancară în cel mai scurt timp folosind numerele de contact oficiale sau adresați-vă direct unei reprezentanțe a băncii. Mai multe informații sunt disponibile pe pagina de internet siguranțaonline.ro.